Vara s-a terminat, vacanțele s-au dus și ele. Visați la următorul concediu? Nu sunteți singuri. La nivel mondial, peste 900 de milioane de turiști au călătorit internațional anul trecut. Iar în România, doar în primul trimestru al anului, s-au înregistrat aproape 900.000 de turiști. Deși este minunat să plecăm în vacanță, poate că ar fi timpul să ne gândim și la consecințele vizitelor noastre asupra mediului înconjurător. Așa că platforma de travel Călători în Basket a lansat campania independentă Călătorește cu inima, pentru un turism sustenabil și responsabil. Laura Vereha și Sebastian Secan, inițiatorii platformei de turism amintită mai devreme, sunt acum alături de mine și le spun bine ați venit. Bine v-am găsit. Călătorește cu inima. De ce călătorește cu inima și ce-și propune această campanie? Noi ne-am gândit cumva să apelăm la latura sensibilă a oamenilor, pentru că nu vrem să-i certăm. Nu vrem să-i arătăm cu degetul, uite, ai lăsat o hârtie, ai lăsat un gunoi. Vrem cumva să-i responsabilizăm, să știe că chiar contează când faci un gest mic, necugetat și chiar nu vrem să-i certăm. Cumva vrem să fie alături de noi în această campanie. Nu se călătorește sustenabil în România? Din ce am văzut noi, să zicem, am fost weekendul trecut în Parcul Național Bucegi, ne-a șocat ce multă mizerie am găsit. Sunt zone unde se călătorește sustenabil, zonele evident mai puțin populate, mai puțin știute de turiști, cum ar fi, de exemplu, Apusenii de Bihor. Acolo, dacă te duci, da, sunt zone curate unde nu găsești nici măcar o hârtie. Dar sunt și zone, nu știu dacă ar fi bine să numim, Valea Prahovei. Nu vrem să și dăm. Nu doar Valea Prahovei, sunt foarte multe zone și pe litoral. Din păcate, sunt atât de frumoase, din fericire, sunt atât de frumoase locurile din România, dar e din păcate când vezi marea de gunoi pe care o lăsăm în urmă, te întristezi. Și cumva cam asta ne-am propus. Am zis că e o picătură în ocean, nu ne propunem lucruri mari, dar dacă în momentul în care iei decizia să călătorești undeva, te gândești un pic și la consecințe, pentru noi ne-am îndeplinit cumva misiunea. Și cum vă propuneți să îi faceți pe oameni să conștientizeze? Campania se va desfășura în online, pe platformele noastre, dar și offline, printr-o provocare pe care le adresăm pensiunilor, se numește Găzduiește cu inima, îi provocăm să devină sustenabil și astfel pot ajunge pe harta pensiunilor sustenabile recomandate de noi. Avem pensiuni sustenabile în România? Avem, avem. Sunt foarte multe pensiuni care și-au instalat pompe de căldură, economisesc energia electrică, economisesc apa, sunt atenți cu lucrurile pe care le lasă turiștilor și nu mai pun, să zicem, săpunuri în baie, ci reumplu acele recipiente. Dar poate prea puține și tocmai de asta venim cu această provocare. Am întocmit o serie de 10-12 criterii împreună cu prietenii noștri de la Export Tomorrow și dacă îndeplinesc cel puțin 5, atunci vor intra pe harta locațiilor sustenabile recomandate de către Călători în Basket. Deci cumva încercăm să îi determinăm să devină și mai sustenabil decât sunt la momentul acesta. Voi călătoriți foarte mult și dați o grămadă de sfaturi extrem de interesante, locuri mai puțin știute, dar și tipsuri, da? Pentru cei care vor să găsească prețuri mai bune. Ce ați descoperit în ultima perioadă, care nu e așa la îndemâna oricui, să zicem, deși ar fi la îndemâna oricui, dar nu e puțin cunoscut? Și ce tipsuri de călătorie aveți pentru perioada următoare? Uite, de exemplu, noi am descoperit, știam mai de mult, Cheile Nere. E un loc mai puțin explorat în România, care merită văzut, pentru că sunt cascade frumoase, sunt munți foarte frumoși, sunt o grămadă de obiective turistice, iar cazările au prețuri care, să zicem, pornesc de la 200 de lei pe noapte, nu este atât de mult. Din punct de vedere al naturii, cred că e unul dintre cele mai spectaculoase locuri din România. Dacă e să ne apropiem un pic de București, am recomandat Ținutul Buzăului, care a intrat anul trecut în patrimoniul UNESCO, a fost numit Geoparc UNESCO și e un loc și cu prețuri foarte bune. Acolo am găsit cea mai ieftină intrare la un obiectiv turistic, la Vulcanii Noroioși, 4 lei. Deci e și ieftin, și frumos. E evident că nu peste tot infrastructura sau drumurile sunt așa cum ar trebui să fie, dar ne putem bucura de partea plină a paharului. Și încă ceva recomandăm, cătunele din munții Apuseni. Sunt cazări de poveste neștiute, în vârf de munte, unde poți să te duci, nu ai semnal la telefon, este curat, este aer curat, poți să te duci cu copiii.
Este foarte ca să-i faci să nu se mai uite pe telefoane. Exact. Asta este pentru cei care aleg România. Pentru cei care nu aleg România, pentru că prețurile au explodat peste tot, în toate domeniile, inclusiv în zona asta, cu greu mai găsești bilete de avion la prețuri... Deși, să știi că în perioada asta se găsesc bilete cu prețuri foarte, foarte bune. E, cred că totuși, un mit că nu mai poți să găsești. Ne-am uitat chiar acum două zile, am văzut pentru Iordania bilet cu 19 euro. Un zbor cu bagaj de mână mic. Deci și Iordania e o destinație foarte, foarte frumoasă. Poți să găsești și astăzi, dacă știi cum să cauți. Avem și ponturi. Despre asta era vorba. Cum cauți? Pentru că poate nu te gândeai să cauți Iordania, de pildă, dar dacă vezi 19 euro la Iordania, poate că te... Noi le luăm așa la rând. Fiecare destinație să vedem exact unde e prețul. Intrăm direct pe pagina companiei aeriene. Cele mai bune prețuri sunt cu plecări în zilele de marți și miercuri. E important să intri incognito, adică să nu te vadă că... sistemul că tu ai căutat, că de fiecare dată când tot cauți tot mai mult, prețul urcă. Incognito. E important să călătorim și fără bagaje prea multe, dacă se poate cu bagajul de mână, pentru că atunci prețul scade dramatic. Și suntem și mai sustenabili așa, adică în momentul în care ai un bagaj mai mic, emisii mai puține. Și trebuie să ai răbdare, trebuie să cauți în fiecare zi, în fiecare zi. Și uite, o altă destinație foarte faină de explorat este Gran Canaria. Nu Tenerife, Gran Canaria. Pentru că prețurile sunt scăzute, la fel, cred că mai scăzute decât în Tenerife, iar poți găsi bilete de avion în această perioadă cu prețuri foarte ok. Și vremea e foarte bună. Ca un pont, neapărat escală într-una din, ori la Barcelona, ori la Madrid, așa găsiți bilete mai ieftine. Și dacă ne gândim deja la vacanța de iarnă? Vrem munte, zăpadă? Sau... Vrem munte, zăpadă sau, vrem soare? Dacă vrem soare, de pildă? Dacă vrem soare, Egipt, Iordania, insulele Canare, ne referim la destinații mai aproape de România, ca să fie ușor accesibile. Sunt spectaculoase, vreme foarte bună, prețuri chiar bune. Mâncarea nu e tot timpul, de exemplu, în Egipt, depinde cum, e o loterie, dar în rest chiar te poți bucura de o destinație caldă, frumoasă. Iar ca destinații îndepărtate, e vreme bună în Bali, Thailanda, Mexic. E vreme perfectă de sărbători să mergi acolo. Evident, prețurile sunt destul de mari, pentru că și serviciile sunt pe măsură. Luăm prin agenție de turism sau căutăm singuri? Noi de obicei căutăm singuri, tot timpul. Rar am mers cu agenție de turism, mergeam când erau destinații, să zicem, Kenya. N-a fost destul de greu să ne facem un pachet singur pentru Kenya. Și atunci am apelat la o agenție de turism. Dar, de exemplu, acum mergem chiar duminică în Islanda și mergem prin agenție de turism, pentru că e un circuit, sunt foarte multe obiective și am preferat... A, dacă dorim să bifăm mai multe obiective, atunci alegem agențiile. Da. Dar dacă, să zicem, ne planificăm o vacanță pentru ianuarie, să spun, putem să ne căutăm singuri. Și dacă e undeva mai aproape, fără să trebuiască să mergem cu autocarul sau... Sigur, iar cazările online, tot timpul am luat online, nu ni s-a întâmplat niciodată nimic, tot a fost ok. Am avut un mic incident odată în Lisabona, dar avem încredere și cazările le alegem în funcție de distanța până la obiectivele turistice. Dacă, de exemplu, în Lisabona, ne alegem tot timpul o cazare să fie aproape de centrul orașului, ca să ne fie ușor și să avem acces la mijloacele de transport în comun. Apartamente mici, nu hoteluri mari, cam asta e principiul. Revenind la campania voastră, de unde v-a venit ideea? Pentru că am călătorit foarte mult și am văzut ce se întâmplă și mereu spuneam, vai ce păcat, vai cum arată, dar cineva trebuie să facă ceva, nu trebuie să așteptăm noi să vină cineva să ne strângă gunoiul. Acum noi nu spunem că trebuie să strângem neapărat gunoiul sau după alții, dar trebuie să facem un gest, să responsabilizăm oamenii, să fie conștienți să nu își mai arunce gunoaiele în natură. Și cumva suntem și responsabili pentru asta, avem o comunitate foarte mare, avem o voce pe care ne putem folosi și în scopuri de acest fel, nu doar să recomandăm, ci și să lăsăm ceva în urma noastră, ceva bun în urma noastră. Se spune că românii se civilizează cu bățul, din păcate. Credeți că o să reușiți totuși fără băț? Noi am încercat cu inima. Noi zicem că da, pentru că tot mai mulți români devin tot mai conștienți de ce înseamnă sustenabilitate. E încă un concept destul de vag în România, doar tocmai de asta e important cu pași mici să conștientizăm că există o problemă și că practic o putem rezolva spre binele tuturor împreună. Pe român trebuie să-l sensibilizez, nu să-l forțez, că atunci nu va mai face nimic. Laura Sebastian, mulțumesc pentru toate aceste sfaturi și succes cu campania. Mulțumim și noi!